Primăria a plantat în parcul Izvor mesteceni cam prea bătrâni ca să se prindă sau probabil prea târziu. Nu i-a udat, n-a avut grijă de ei și acum cam toți mestecenii s-au uscat. Oare cine va răspunde pentru investiția asta de probabil milioane? În puieți, plantare. Și după aceea, iată, operație de adunare și evacuare. Din bani publici. Nu văd niciun mesteac în prins în parcul Izvor. Deci, procentul de prindere e zero. O supraviețui doar teie, platani. Nu știu ce mai avem pe aici. Pe când mestece, niciunul. Probabil nu sunt adecvați pentru zona asta. Cine e vinovat că n-a calculat? De când mă țin minte, de 30 de ani am venit la București, parcul Izvor arăta așa, pitic. De atunci s-au schimbat vreo 10 primari. Nu au fost capabili să-l înverzească, să facă din parcul Izvor un Hyde Park. Din contra, se gândesc acum să-l dea la privatizare. Vai chamar.